Bună, Bogdan! Bună! Și felicitări pentru Black Friday, după cum spuneam și off the record. Da, mă bucur că ai primit toate comenzile. Lucrăm din plin ca toate să ajungă în termenul de 7 zile promis. Vă doresc mult succes și am o veste bună pentru cine nu știe încă. Sunteți lider de piață în Bulgaria și aveți o super ascensiune în Ungaria. Cum s-a dovedit asta pentru business și ce provocări vă așteaptă? Fără îndoială ne dorim, viziunea noastră este să devenim cel mai mare jucător în zona e-commerce-ului din regiune. Asta înseamnă că dincolo de Bulgaria și Ungaria vrem să ne extindem și la anul vom avea încă două țări în care vom fi prezenți. Am învățat foarte mult în Bulgaria, am pus în practică în Ungaria. Sunt provocări legate atât de dezvoltarea online-ului, obișnuința consumatorului de a cumpăra online, de penetrarea internetului, dar pe care se pare că am reușit să le depășim cu bine în ambele țări. Dar provocările sunt în continuare mari, atât în țările existente, cât și în dezvoltare. Dar oare aceste două piețe pentru businessul EMAG au avut particularități neobișnuite sau poate neîntâlnite la care nu vă așteptați? Da, fără îndoială că fiecare piață are particularitățile ei și, de exemplu, în Bulgaria oamenii nu erau obișnuiți să cumpere online. Existau în zona în care aveam noi cea mai mare ofertă, în zona Electro-IT, practic un duopoly. Așa că atunci când a venit un concurent serios, practic am schimbat piața. Iar faptul că în 2013 am organizat Black Friday a fost iarăși un game changer pentru întreaga piață din Bulgaria. Ne spuneau colegii care lucrează acolo că dacă înainte de Black Friday îi spuneau că lucrează la EMAG, nimeni nu știa. După Black Friday din Bulgaria de anul trecut, practic inclusiv bunicile lor auzise despre EMAG. Știu că ați anunțat recent că vă pregătiți pentru o expansiune în toate țările din regiune. Întrebarea este, până când își propune EMAG să devină un jucător cu adevărat regional? Noi gândim în termen de 5 și 10 ani. Okay. Asta facem, ne dorim să ne extindem și e foarte posibil ca, dacă lucrurile merg bine și avem toate semnalele că lucrurile vor merge bine, să extindem regiunea, practic. Dacă acum vorbim despre regiune la nivelul Europei Centrale și de Est, cred că putem vorbi peste câțiva ani despre regiune la nivel global. Ține numai de noi și de oamenii din EMAG să reușim. Avem tot suportul acționarilor, avem gândirea pe termen lung. Ce ne mai trebuiesc foarte mult, ce simțim nevoia, că avem alături de noi de oameni foarte buni. Pentru că am vorbit suficient de străinătate, să ne reîntoarcem în România și spuneți-ne care sunt planurile pentru 2015, în afară de procente din ce în ce mai mari și un Black Friday și mai bun. Da, cred că s-a vorbit destul de mult despre cifre. Important e să vorbim despre ce putem să oferim clientului. Și repetăm, dacă am putut să vindem mașini de pe telefonul mobil și benzină online, credem că asta e direcția în care vrem să ne ducem, să extindem gama de categorii și în cadrul categoriilor deja existente să mărim gama de produs, astfel ca atunci când cineva intră pe EMAG să-și dorească orice ce-și dorește. Misiunea noastră e simplă, vrem să oferim clienților noștri să reușească să salveze timp și bani. Și tot ce facem, vom face în direcția aia. Eu vă mulțumesc mult de tot și vă aștept cu mare drag și la anul, cu vești din ce în ce mai bune. Bine, mulțumesc, Sabine.